Liniște și nimic. Cam asta a fost la început. Și dintr-o dată, totul a început aici. Tot ceea ce vedeți este energie și este cheia pentru a înțelege tot ceea ce se va întâmpla în următoarele 10 minute. Într-o fracțiune de secundă, Big Bang-ul a creat toată energia care va exista vreodată. Toată energia care va crea stelele, care va alimenta tot ceea ce va trăi vreodată. Toată energia pe care o veți consuma vreodată datează de la începutul timpului. Din norul primordial de gaze și praf cosmic, gravitația a început să formeze ușor-ușor stelele. Gravitația conectează sistemele solare împreună în galaxii vaste și le conduce în călătoria lor prin spațiul nemărginit. Fluxul neobosit de timp a condus evoluția Universului și a creat minuni extraordinare. Unele galaxii s-au format atât de aproape încât au fost blocate într-o îmbrățișare gravitațională. Ce vedere magnifică ar fi aceasta! Pe măsură ce a evoluat, Universul a trecut prin epoci distincte. Vremurile vaste cu începuturi și sfârșituri sunt marcate de anumite repere unice, nașterile și moartea minunilor sale. Suntem produsul unei mari evolutive secvențe, evoluția cosmică, despre care suntem numai ocazional conștienți. Gravitația este marele creator, constructorul lumilor. Dar gravitația este de asemenea și distrugătorul, pentru că este neîncetat. Când o stea de 15 ori mai mare decât masa soarelui nostru se colapsează, toată materia din miezul ei este zdrobită într-un void infinit și întunecat, cunoscut sub numele de gaură neagră stelară. Puterea gravitațională imensă a acestor monștri poate rupe o stea efectiv în bucăți. Ei smulg materia de pe suprafața acestora și o trag în orbita lor. Această materie supraîncălzită se învârte în jurul gurii găurii negre, iar jeturi mari de radiații încep să se aprindă din miez. Deși aceste jeturi pot fi văzute în întregul cosmos, nucleul însă își rămâne un mister. Nici măcar lumina nu poate scăpa, așa că interiorul lor este ascuns pentru totdeauna de noi. De-a lungul vieții unei stele, există o bătălie constantă între energia care împinge afară și gravitația care o împinge înapoi. Când steaua rămâne fără combustibil, aceasta se colapsează și apoi explodează, cu strălucirea a milioane de sori. Pe măsură ce steaua este distrusă, va împrăștia în spațiu toate elementele pe care le-a creat în toată viața și moartea sa. Acestea sunt stelele noi, formate din elemente aruncate în spațiu prin explozii supernova. Noi stele sunt născute din rămășițele celor moarte. Și din acest univers al morții și al renașterii am apărut noi, deoarece era într-o nebuloasă la fel ca aceasta acum 5 miliarde de ani,
când soarele nostru a fost format. Norul de hidrogen s-a colapsat din ce în ce mai mult sub forța gravitațională și ciclul de viață al unei stele a început. Steaua care s-a născut va deveni cunoscută ca Soarele. În jurul ei, o rețea de planete este formată, printre care se află și Pământul. Deșeurile rămase din formarea sistemului solar se ciocnesc cu Pământul. Teia se ciocnește cu Pământul la o viteză de 40.000 de km pe oră. Pământul absoarbe cea mai mare parte din impact, iar un șir de rămășițe este aruncat în spațiu. Dar, în mai puțin de un an, gravitația adună aceste rămășițe în ceea ce este pentru noi azi, Luna. Pământul își începuse viața ca un iad topit. Primele continente nici nu se formaseră încă. Terenul era dominat de vulcani, ostilă și lipsită de viață. Dar, adânc în oceane, viața începuseră. Cea mai recentă teorie este că substanțele chimice care se scurgeau din tranșeele vulcanice sub apă s-au solidificat și au creat condiția necesară pentru a forma prima celulă. Pentru un timp, cam 3 miliarde de ani, organismele simple și microscopice erau cea mai avansată formă de viață de pe planetă. Cianobacteriile și alți microbi producătoare de oxigen au început să înflorească. Acestea au înflorit în colonii de microorganisme asemănătoare plantelor, care au pompat volume enorme de oxigen. Iar această creștere a oxigenului a fost cheia ascensiunii regnului animal. Organismele au început să utilizeze oxigenul pentru a respira. Era nevoie de mult mai multă energie care să permite dezvoltarea unei vieți mai complexe. Dar, chiar înainte de apariția unei vieți complexe, Pământul se afla într-o strânsă perioadă a celei mai mari epoci de gheață din istoria sa. Apoi, brusc, au apărut organismele avansate. Apoi a început era triazică și cea cretacică, care nu a durat mai mult de 160 de milioane de ani. Dar, după acest eveniment catastrofic, mamiferele erau libere să evolueze. Și așa, ușor, ușor, am ajuns la noi, Homo sapiens. Este important să vă amintiți cât de mică este partea pe care o ocupăm noi în istorie, de fapt. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, haideți să ne imaginăm dacă am comprimat 14 miliarde de ani de istorie în doar 14 ani. La această scară, Pământul și-ar fi început existența abia acum 4 ani. Creaturile mari complexe s-ar fi dezvoltat acum 7 luni. Pe această scară, dinozaurii au dispărut acum 4 săptămâni. Întreaga istorie înregistrată a oamenilor se va desfășura numai în ultimele 3 minute.
iar societățile industriale moderne, adică evoluția industrială, a început efectiv cu 6 secunde în urmă. Ce merată asta? Că noi, oamenii, am fost pe aici doar o scurtă clipă din întreaga istorie înregistrată a Universului.